Salutare prieteni, bine v-am regăsit la video.info Eu sunt Vlad și în tutorial de astăzi o să vă prezint cum putem muta programele instalate în altă partiție Fără reinstalarea acestora Și foarte de bine că majoritatea programelor se comportă cam la fel în ceea ce privește instalarea Acestea fiind setate de bază să se instaleze automat în partiția C În folderul Program Files Probleme apar atunci când instalăm, de exemplu, un joc. Multi uită să schimbe uh, directorul unde se va instala acel joc, uh, și acesta s-ar putea să aibă 10 giga și s-ar putea la un moment dat să rămânem fără spațiu liber în partiția C. De aceea, dacă în cazul uităm chestia asta și vrem să mutăm în să jocul respectiv în altă partiție, Simul Mover vine în ajutorul nostru și de asemenea poate muta programele instalate de pe uh, discul C sau de pe orice altă partiție. Poate vrem să folosim, uh, să mutăm un fișier pe altă partiție, să zicem să avem o copie și să, ca, pentru backup, de exemplu, că poate avem partiția respectivă a că la instalarea Windows-ului, de exemplu, poate eu vreau să mut uh, pro, stați un pic, program files vreau să-l mut în altă parte, la reinstalarea Windows-ului de decât partiția ce, nu le și pe celelalte. Uh, programul sim vor poate să facă acest lucru și pentru a lua programul va trebui să deschidem un browser și să scriem la bara de adrese Va trebui să scriem la bara de adrese uh, wwwsoftpdiacom get slash system file management slash sim mu vor plus html apăsăm click pe enter, ne aruncă pe pentru descărcarea softului de pe Softpedia, apăsăm dăm click pe tabul download. Primul link, așteptăm un pic. Acum voi puteți să rulați executabilul direct din browser. Eu o să l salvez pe desktop, voi puteți să faceți același lucru. Save Ok, zis că s-a descărcat. Rulăm executabilul. Uh, dăm click pe Next. De aici va trebui, vom selecta unde anume vrem să instalăm programul. Eu o să las în ce program, Files X86. Voi putea să mutați în orice altă parte, în orice alt folder. După care dăm click pe butonul Install. Dăm click pe Close. În uh, undeva pe aici. Uitați că s-a mutat, eu o să fac un o să dau să-l înșorcat pe desktop din păcate uh, nu o să ne fac o iconiță pe desktop, deci voi va trebui să vă duceți în start sau un program unde să l-a instalat pentru a face un, o scurtătură pe desktop o iconiță pe desktop, haideți să rulăm și noi programul, yes așteptăm un pic uh, dăm click pe accept și cam am este interfața grafică Uh, pentru a muta, să spunem, un folder, va trebui pur și simplu mai întâi uh, să dăm click pe uh, respectivul program, să spunem. Uitați sus on my computer, putem să uh, mutăm aplicațiile instalate deja sau chiar folderele. Uh, uitați că ne două listă detaliate. Deci voi pur și simplu uh, puteți uh, muta un folder, să spunem, eu o să mut acest folder Minecraft, vreau să mut folderul Minecraft în altă partiție. Ce voi face? Voi, uh, după ce am selectat, să zicem, respectivul uh, fișier, să zicem, eu vreau să-l mut în, uh, nu știu, stați un pic, uh, mai întâi și mai întâi va trebui, de exemplu, să selectați unde anume va trebui azi, să dați click pe această uh, iconiță, pe cheița asta mecanică, dați click pentru a să va trebui să dați click uh, pe un buton, nu, va trebui să creați un folder sau puteți să-l mutați în orice alt program. Hai să spun că nu o să mut, de exemplu, voi dacă vreți să faceți alt folder unde vreți să mutați, veți da click pe add, dar, dar nu ștergeți default-ul. Deci îl lăsați așa, pur și simplu voi adăugați un folder respectiv, a trebuit să creați un folder și în folderul respectiv se va aduce, dar nu ștergeți default-ul. Haideți să, să schimb eu altceva, să spunem că o să mă duc în E, în partiția E, și să zicem că o să dau... Să deci, zicem că tutoriale, unde tutoriale făcute de mine unde salvez, folderul unde salvez eu tutorialele video făcute de mine, vreau să-l mut în uh, D. Așa o să fac, o să-l mut în D, o să ne întrebe dacă vrem să mutăm în C -Mover. D, C, dacă dăm click pe S. Yes. Așteptăm, bineînțeles că în momentul de față uh, mie îmi dă eroare deoarece eu înregistrez un videoclip, o să dau cancel, da mă rog, uh am făcut o prostie deoarece nu pot să mut. Eu în momentul de față înregistrez un videoclip cu Milius Section și nu poate să fie mutat. Haideți să mutăm atunci Minecraft-ul, dar o să o prostie să mutăm Minecraft-ul din DND. Asta e soarta. O, stați un pic, hai să mutăm Minecraft-ul. O spar o prostie că mutăm Minecraftul din DND, dar nu contează. uitați, vedeți, deci din de partiția de în care a fost a plecat, stați un pic, Uh, uitați, a, minecraft a dispărut, mă rog, dacă, de exemplu, ne uităm în D, avem Minecraft-ul, fișier, ne-a făcut fișier cu partițiile respective și noi putem să mutăm în funcție de dimensiuni. Pentru să putem muta și dimensiuni mai mari. Uh, ca să-l ștergem, apăsăm click, uh, putem să-l ștergem de acolo, bineînțeles, da, uitați, mă rog, mă văd că nu pot să-l șterg, sau putem să mutăm înapoi și după aia să-l ștergem, bine și spunem moving back, Acum îl putem șterge. Bineînțeles, ca să setați voi folderul unde vreți să se ducă fișierele, vreți să mutați fișierele, va trebui să dați click pe chitia mecanică și să dați click pe add. Voi crea un folder, după care dați, selectați folderul ca și dați save. Din nou, nu ștergeți folderul default. Apăsați pe plus, mutați -o respectivul program sau respectiv folder în folderul pe care l-ați creat dați click pe săgețica verde pentru a muta și dacă vreți să o mutați înapoi dați click pe săgețica galbenă și aia ai. e Bun, ca s-ar fi tutorial, sper că ați înțeles, dacă aveți întrebări vă rog să le lăsați în obligat de comentarii ați tutorial sau pe adresa mea de Skype simbian.gaming, iar eu sau colegul meu Adrian vă vom ajuta. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!